Cosmin rupe tăcerea după ce a fost descalificat din Casa Iubirii. Tânărul susține că persoana care i-a înscenat totul este în emisiune. Și-a dat seama prea târziu despre cine este vorba. Îmi pare rău că nu am fost atunci pe fază. Cosmin își susține nevinovăția după ce a fost descalificat și crede că un alt concurent i-a înscenat totul deși înainte să fie descalificat Cosmin nu a părut foarte afectat de acuzațiile care i s-au adus și nu a încercat prea mult să demonstreze că este nevinovat, după ce a părăsit casa iubirii lăsând-o pe Ștefania în lacrimi. Tânărul a apărut în mediul online cu o teorie șocantă. Fostul concurent crede că cineva i-a înscenat totul. După ce a descalificat din casa iubirii în urma unor conversații dintre el și o femeie din afara emisiunii, în care el oferea informații din competiție, Cosmin și-a susținut nevinovăția într-un live pe TikTok. Fostul concurent a afirmat că vinovatul pentru ce i s-a întâmplat ar fi, de fapt, un alt concurent, care se află încă în competiția matrimonială. Tânărul a spus că știe clar cine este persoana care i-a înscenat totul și că și-a dat seama după ce a urmărit ultimele ediții ale emisiunii, însă nu a dorit să-i divulge numele pentru că nu are dovezi e cel mai frustrant lucru care vi se poate întâmpla, să fiți acuzați de o chestie, să nu aveți niciun argument. Pentru că persoana care a făcut chestia asta este cineva din casă și eu am o vagă bănuială. De fapt, nu am o vagă bănuială. Acum că, mă rog, am vizionat episoadele cap-coadă, am văzut anumite chestii. Nu știu câți dintre voi le-ați putut observa, dar dacă ați fost atenți la unele chestii eu nu o să dau în persoana respectivă, dar persoana respectivă încă este în casă și, mai mult decât atât, a avut un comportament ciudat. Ok. Bă mai mult, aș a și avut mici scăpări în care uite că îmi pare rău că nu am fost atunci pe fază. A avut mici scăpări în care a dat de înțeles. Bine, deci, persoana respectivă care a făcut chestia asta este încă în casă. Eu sunt 99% de convins că ea este, dar nu am nicio dovadă, nu pot să spun și să aduc anumite acuzații vis-a-vis -vis de persoana respectivă, pentru că, v-am spus, nu am nicio dovadă, însă, dacă ați fost atenți și dacă veți da vreodată episoadele în urmă, veți vedea anumite chestii. Doar trebuie să fiți atenți la unele conversații între mine și persoana respectivă. A fost așa un ping-pong și nu știam de unde vin, a spus Cosmin în timpul live-ului de pe TikTok. Cosmin a sperat că nimeni nu va crede acuzațiile care i s-au adus. În ceea ce privește respectivele mesaje dintre el și cea care ea îi oferea informații din emisiune, Cosmin a crezut, până în ultima clipă, că acestea se vor dovedi a fi false. Fostul concurent a mărturisit că nu s-a îngrijorat prea tare în această privință, mai ales că nu era pentru prima dată când apăreau astfel de conversații pe care le-ar fi purtat el dacă prima dată când s-a aflat în această situație, în urma cercetărilor, s-a dovedit că a fost nevinovat, de data aceasta. Cosmin a mărturisit că nici nu avea cum să arate că mesajele nu ar fi fost trimise de el, motiv pentru care a suferit enorm. Nu aș fi vrut să iau niciun cec, dar să fiu eu bine cu ea acolo. Atât. Pentru că, uite, N-ar fi apărut de el sau habar n-am. Dar trecând prin toată situația asta, eu aveam în minte faptul că e a doua oră când apare. N-are cum să mai creadă lumea chestia asta, pentru că era a doua oră când apărea exact tipul ăla de conversație în care se pretindea că sunt eu, că îmi doresc foarte mult cecuri, că nu o iubesc pe Ștefania, că dau informații din casă. Deci, exact aceleași idei erau, da? Și m-am gândit că nu are cum să se mai creadă, nu are rost să mă agit, pentru că oamenii ăștia vor investiga și vor vedea faptul că nu e el la un moment dat se va dovedi. Asta și spuneam Ștefaniei acolo, că e o chestiune de timp până s-ar dovedi că nu sunt eu și stăteam liniștit în privința asta, dar faptul că vedeam pe ea că se consumă și plânge și așa mai departe. Nu știu câți dintre voi puteți să vă puneți în locul meu și să vă gândiți faptul că persoana iubită se consumă și plânge pentru ceva ce voi nu ați făcut, dar nu puteți să dovediți, a mai spus Cosmin.